lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela. Povestea de astăzi este despre un ursuleț care vrea să fie acolo unde este tatăl lui. Vrea să știe de ce tatăl lui nu este mereu acasă, lângă el. Sunteți curioși să aflăm povestea ursulețului? Și călătoria pe care a făcut-o el pe urmele tatălui lui? Atunci așezați-vă foarte bine și între timp puteți să distribuiți acest video și pentru ceilalți copii, pentru că începe Povești cu Clounela. Iar povestea de astăzi se numește așa. Tata nu e mereu lângă mine, dar este întotdeauna cu mine. Ne-am făcut comod și haideți să ascultăm povestea. Ursulețul era atât de entuziasmat încât s-a rostogolit din pat. Avusese cel mai frumos vis. Urcase împreună cu tata pe un deal înalt și pescuiseră într-un râu imens. Au prins un pește uriaș și au mâncat un prânz copios. A fost un vis minunat. Iar ursulețul voia să îl împărtășească tatălui său. Ursulețul l-a căutat pe tata în jurul peșterii, însă, ca de obicei, acesta nu era niciodată acolo. Tocmai a plecat, a spus mama. Du-te după el, poate l-ajungi din urmă. Ursulețul a luat-o la fugă după tata, a strigat după el, dar acesta era deja prea departe ca să-l mai audă pe cel mic. Următoarea dimineață, ursulețul s-a trezit și mai devreme. A înfulicat micul dejun, s-a spălat pe lăbuțe și era gata de plecare. De îndată ce tata avea să pornească la drum, el va fi pregătit să îl urmărească. Tata a pornit la drum de-a lungul văii, iar ursulețul s-a ținut după el. Apoi a străbătut pădurea, iar ursulețul a străbătut și el pădurea, în urma lui. Ursulețul se ținea scai după tatăl lui, ferindu-se să fie văzut, și îl dureau lăbuțele de la atâta mers. Tata urs mergea în continuare și mergea și tot mergea, tot kilometru cu kilometru. Oare unde o fi mergând? Se întrebă ursulețul în sinea lui. Sper că nu mai avem mult, s-a gândit ursulețul. Tata a ajuns la baza unui deal foarte înalt, care se ridica sus de tot, spre cer.
atât de sus încât ursulețul aproape a căzut pe spate când a încercat să-i zărească vârful. Tata însă nu s-a oprit și a mers mai departe, urcând dealul abrupt. A mers din ce în ce mai sus, iar ursulețul l-a urmat, stând în spatele său ca să nu fie văzut. Ursulețul era acum atât de obosit încât abia mai putea merge. După un timp, tata a ajuns în vârful dealului. La scurt timp a apărut și ursuleț. Tata nici măcar nu a făcut pauză în vârful dealului, că a început să meargă la vale, spre râu, iar în urma lui și ursuleț. Ursuleț l-a urmat pitindu-se în spatele copacilor și al tufelor, ca să nu fie descoperit. Trebuia să vadă ce era atât de important, mai important decât el, de ce tata nu era niciodată lângă el. Gândindu-se, a deschis ochii și a văzut un peisaj mirific. Râul curgea repede, în el se vedeau o mulțime de pești uriași care săreau și înotau, iar solzii lor luminoși străluceau în razele calde ale soarelui. La așa priveliște, ursulețul s-a lins pe botic, iar burtica a început să facă gălăgie. Era un sunet așa de zgomotos încât era sigur că tata l-a auzit. Dar tata urs era în apă și se mișca repede ca fulgerul, sărind într-o parte și în alta, a prins cu gura un pește uriaș. Apoi a nimerit un pește pe care l-a aruncat din aer la mal. Ursulețul îl urmărea tăcut, complet fascinat de ceea ce făcea tata în apă. După ce a adunat o grămadă de pești, tata s-a oprit pentru prima dată în această zi lungă și s-a așezat. A luat un pește, apoi a strigat: "Vrei să vii lângă mine, ursuleț?" Ursuleț stătea uimit. "De unde ai știut că sunt aici?" a întrebat ursuleț. "Eu cunosc toate aceste păduri și orice sunet al lor, ursuleț. De cum ai pășit pe prima creangă, mi-am dat seama că ești acolo. Ai vrut să mă urmărești să vezi unde mă duc? Așa că te-am lăsat. Iar acum ai aflat. Mănâncă-ți porția de pește," l-a îndemnat tata zâmbind. Imediat ce și-a terminat prânzul, ursulețul s-a dus pe marginea apei limpezi și s-a uitat în profunzime. Putea vedea pești uriași în apa puțin adâncă. "Vrei să prinzi și tu unul?" a întrebat tata. "Crezi că aș putea să fac și eu așa ceva?" a întrebat nerăbdător ursulețul. "Nu sunt mare și puternic la fel ca tine." "Nici nu trebuie să fii mare și puternic la fel ca mine," i-a zâmbit tata. Apoi l-a învățat când trebuie să stea nemișcat și cum să sară în apă. S-au bălăcit și s-au jucat și în curând au mai adunat o grămadă de pești lucioși. "Ai văzut ce isteți ești?" i-a zâmbit tata. S-au jucat și au vânat toată ziua. Ursulețul s-a urcat în copaci ca să aducă miere. Tata i-a arătat unde sunt cele mai bune fructe de pădure și cele mai gustoase rădăcini. Iar când soarele auriu s-a apropiat de apus, și-au adunat și admirat toate comorile strânse peste zi. "Ar fi bine să ne întoarcem, dar de ce ești așa supărat, ursuleț?" a întrebat tata văzând chipul trist al ursulețului. "Azi a fost o zi atât de minunată, dar mâine iar vei fi un tată care nu e niciodată lângă mine," a răspuns trist ursulețul. De data aceasta, tata a fost cel care s-a întristat și s-a așezat pe iarba răcoroas. "Vino lângă mine, ursulețule," i-a zis tata. "Vezi tu, ursulețul meu drag, nu e adevărat că eu nu sunt niciodată lângă tine. Eu plec pentru că
trebuie să găsesc mâncare pentru tine și pentru mama ta și în curând pentru un frățior sau o surioară. Și în timp ce vânez, mă gândesc la tine. Te port mereu cu mine, aici, a zis tata, arătând la inima sa. Și sper că și tu mă porți în inima ta. Într-adevăr, tot ce au făcut în acea zi a fost să adune hrană pentru toată familia. Așa că tata, care nu era niciodată lângă el, era de fapt întotdeauna cu el. Cum era el întotdeauna cu ursuleț? Unde îl păstra ursuleț pe tatăl lui? Aici, la inimioară. Exact așa se întâmplă și la voi, cu părinții. Atunci când voi sunteți la grădiniță sau la școală, iar părinții merg la muncă. Și merg la muncă pentru familia voastră. Și chiar dacă nu sunteți mereu unul lângă altul, cu siguranță sunteți unul cu altul, prin inima voastră. Așa că atunci când voi vă luați rămas bun, îmbrățișați-vă strâns ca inimile voastre să fie alături și să se încarce de energie. Iar eu, Clounela, vă transmit pupici și multă, multă iubire. Te aștept neapărat și la următoarea poveste. Până atunci, pune like, distribuie și abonează-te! Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Nu vreau avion.
Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!